Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Sistemul electoral din Republica Moldova stârnește tot mai multe îngrijorări. Ora acesta este defectuos și creează premize pentru fraudarea alegerilor, de care pot beneficia cu precădere partidele aflate la guvernare. Este vorba despre o crimă obraznică organizată de către anumite persoane cu implicarea instituțiilor statului, a organizațiilor neguvernamentale și uneori a instituțiilor internaționale cu scopul uzurpării puterii prin fraudarea alegerilor în proporții deosebit de mari. Cel puțin asta susține fostul vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu, care a întocmit un raport în acest sens și care este invitatul meu în această seară. Bună seara și bine v-am găsit! De asemenea, într-o discuție pe acest subiect, astăzi îi avem și pe domnul Ion Manole, director executiv Promulex și editorialistul Victor Ciobanu. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara. Pentru început să urmărim un reportaj realizat de colegii mei de la știri în baza raportului pe care l-a întocmit Ștefan Urâtu, după care procedem la discuție. În raportul său, Ștefan Urâtu se arată nedumerit de faptul că începând cu anul 2005, numărul alegătorilor a crescut cu peste jumătate de milion, potrivit datelor oficiale. Asta în condițiile în care Biroul Național de Statistică raportează reducerea numărului de locuitori. Se face concentrarea fraudării într-o singură mână. Până acum, alegerile, chiar dacă se fraudau, dar se fraudau de fiecare câte o leacă și în mediu era, zicem așa, erau cât de cât corecte, fiindcă ele exprimau într-o anumită măsură tendința sau voința poporului. Acum, rezultatele votării exprimă doar voința unuia, acelui care se numește coordonator, acel care trage sforele și în cadrul cei care vor să se dirigeze, să dețină puterea ilegală în continuare, cei nu vor să cedeze. Eu cred că doar prin forța poporului se poate asta de făcut. Fostul vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale susține că Partidul Democrat ar manipula prin intermediul persoanelor interpuse datele din Registrul de Stat al Populației, precum și cele din Registrul de Stat al Alegătorilor. Principalele îngrijorări țin de faptul că în listele de vot se regăsesc peste 300.000 de alegători incluși în mod ilegal, precum și sute de persoane care au decedat cu mulți ani în urmă. Ștefan Urâtu susține că Partidul Democrat creează premise reale pentru fraudarea alegerilor prezidențiale, având în vedere că formațiunea ar controla o bună parte a birourilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție. În condițiile în care instituțiile statului sunt captive, pericolul ca un candidat incomod guvernării să fie eliminat din cursa electorală este cât se poate de real. Se arată în raport elaborat de Ștefan Urâtu. Reprezentanții serviciului de presă al Partidului Democrat nu au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile lansate la adresa formațiunii. Cineva ar spune că este o comandă politică și am auzit astfel de comentarii astăzi din partea celor care sunt astăzi la putere, care fac parte din arcul puterii. Domnule Urâtu, reacția dumneavoastră. Dacă e adevărat așa că asta e o comandă politică, eu de 2 ani de când spun că o grupare criminală acționează în domeniul ăsta, în care se include cel puțin un membru la CEC, care a fost președinte, de Sergiu Balan, îl spun dacă vreți așa, la Ministerul de Interne, care au distribuit buletine de vot, au vândut în stânga și în dreapta cu sașe și cu camioanele, la tipografie respectiv, cei care au tipărit fără limite. Deci, dacă vorbim de buletine, dacă vorbim de listele electorale, în 2013 au fost audita listelor electorale. Au fost curățate listele electorale. Membrii, vreo 30 de membri ai aparatului CEC, împreună cu alți reprezentanți de la AIFES, de la organizații neguvernamentale, au mers în toate centrele raionale. Au lucrat cu primăriile, pentru că ne pregăteam să introducem Registrul de Stat al Alegătorilor. Era mare speranță că datorită acestui registru vom face curățenie și la Registrul de Stat al Populației, unde este de asemenea dezordine. Asta ar însemna că la alegerile electorale locale din 2015 am avut liste electorale actualizate, corecte? Nu. Deci noi trebuia să avem încă în alegerile parlamentare din 2014 trebuia să fie liste corecte. Adică nu corecte, perfecte nu sunt nicăieri. Dar eroarea aceasta să nu depășească 1, 2, 3% cel mult. Dar nu 30%. Iată, eu am aici datele care au fost furnizate de același domnul Ciocan Iuri. Deci este mesajul lui prin care în 2013 ne trimite, iată, listă. Atunci când eu am propus să fie micșorat numărul de
alegători la o secție de votare de la 3.000 se reducem până la 1.500. Pentru ca oamenii să facă numărarea voturilor într-o oră, două și să plece acasă, să nu șadă toată noaptea. Eu acum înțeleg că oamenii stau și așteaptă nu de ce că ei n-au numărat voturile, dar de ce ca să vadă cine a câștigat în favoarea cui înclină balanța și să dea alte procese verbale, că se falsifică procesele verbale. Am spus, de multe ori am arătat că procese verbale semnate în gol și azi m-am uitat încă o dată pe site, ele persistă și acum. Domnule Orătăt, o întrebare. Cât ați curățat? După ce au fost purificate aceste liste, noi am scos 241, peste 241.000 de alegători. Dar e clar că au mai rămas acolo. Deci, însă rămăsese listele, atunci, la acel moment, erau sub 2.500.000. Deci 10% ați curățat. Da, mai mult de 10%. Mai mult de 10%. Da. Dacă ținem cont de ce... 14, că, înțelegem, erau de 2.500.000. Problema care e că noi le-am curățat, s-au făcut efort, s-au cheltuit bani, energie, muncă, salarii plătite, voluntari, ca după alegeri să observăm că listele sunt într-o stare și mai gravă decât au fost. Și problema nu este în primărie, cum s-a încercat să spună. Pentru că, începând cu 2014, doar Comisia Electorală Centrală, conform codului electoral, este responsabilă de listele electorale și de ținerea corectă a registrului de stat al alegătorilor. De ce? Mă întreb eu, iată acum, deschidem, Basarabeasca. Se declară că 10.000 de alegători, când locuitori în Basarabeasca sunt, acum își vă spun, de vreo 6.000 sau 7.000. Iată, 7.441. Dar alegători sunt declarați 10.079. Și la nivel de țară avem același lucru. Și la nivel de țară, eu acum exact am promis la telespectatorii de mai, că odată am să venim cu verificările astea. Am acum datele astea, încă sunt prealabile, dar lucrăm cu primăriile, lucrăm cu secretarii, lucrăm cu oamenii și trebuie să vă spun că oamenii sunt receptivi. Sună ei singuri și spun, uite, noi suntem gata să facem enumărare. Și sunt o sumedenie de localități, atât în aceeași Basarabeasca este Bașcălie sau Abaclie, iată, luați Abaclie. Numărul de alegători, asta de populație, 3.305, pe când alegători sunt 4.424. Și aici sunt incluși și minorii, probabil. Și... Aici ce vreți să spuși? Nu, că aici te spuși oameni aduși din altă parte cu totul. De încă o dată, reper este ce că în listele electorale nu sunt puse adresele oamenilor. Dacă în sat nu sunt străzi, mă rog, acolo nu poți să faci nimic. Dar dacă te duci la Băcioi sau la Codru sau la Vadul lui Vodă, acolo sunt străzi. Te duci pe străzile și dar ce jumătate din listele electorale sunt fără străzi? De ce? Cel puțin 73 de unități administrative au fost retipărite listele în anul trecut, cu o zi înainte de alegeri. De ce? Pentru că să-i bage pe cei care i-au adus nu știu de pe unde, să-i bage în listele de bază. Să nu fie prea mulți pe listele suplimentare. Însă dacă sistemul electoral, sistemul informațional, automatizat de stat, SIAS, alegeri, ar lucra corect și dacă este adevărat, cum azi a încercat să ne spună un fost președinte a CEC, că, uite, noi nu facem nimic decât luăm datele de la Registrul de Stat a Populației și le introducem în Registrul de Stat al Alegătorilor. Asta ar însemna că nu trebuie să iei niciun om pe listele suplimentare. Pentru că dacă eu vin la secție de votare și nu mă găsesc în listă, înseamnă că eu nu sunt nici cetățean a Republicii Moldova. Dacă eu am IDNP, am buletin, înseamnă că eu trebuie să iau la Registrul de Stat a Populației, trebuie să iau în bază. Și dacă de acolo s-a luat baza corect, înseamnă că îmi spune domnul Râtu, du-te la Registrul Populației, du-te și-ți rezolvă problema cu ei, vezi de ce tu nu ești acolo și pe urmă să vii. Dacă am rezolvat acolo, eu am să nimeresc în lista electorală. Dacă nu am rezolvat acolo, eu n-am dreptul nici să votez. Înseamnă că la mine ceva nu e în regulă. Domnule Manole, în opinia dumneavoastră, Promolexul monitorizează toate alegerile, fie locale, fie parlamentare. Argumente
dacă ele există în susținerea celor 240 de suflete care apar în listele electorale în funcție de sesizări pe care le-ați primit anterior. Deci există, ați transmis autorităților că există asemenea cazuri într-o regiune sau într-o localitate sau alta, ca să vedem dacă au existat astfel de chestiuni în alegerile locale, în alegerile parlamentare, și să ne punem apoi întrebarea dacă autoritățile au făcut ceva cu această problemă. Deci, într-adevăr, Asociația Promolex monitorizează alegerile, avem o metodologie, avem observatori pe termen lung, pe termen scurt, deci pe cei care monitorizează și în ziua alegerilor. Metodologia noastră spune că, analizând toate rapoartele care vin de la observatorii noștri din teritoriu, informația se regăsește într-un raport. Rapoartele le facem o dată la 2-3 săptămâni în perioada campaniei electorale, iar la final avem un raport final care include și analizează toată informația care a fost pe parcursul acestor și care include aceste informații din aceste rapoarte. Se regăsește undeva această cifră despre care vorbește domnul Orătu de 240-241 de mii? 240. Să vorbiți de 500 de mii, fiindcă asta era în 2013. Acum au dublat. Deci nu numai că i-au repus pe cei în listă, dar s-au dublat, fiindcă cresc prețurile. Nu se regăsește această cifră pentru că nu are cum să se regăsească. Deci noi nu putem să verificăm listele electorale sau nu putem să verificăm persoanele care se află acolo. Mai mult ca atât, cunoaștem că aceste liste la momentul de față nu sunt publice. Deci este o procedură mai complicată și un acces mai dificil pentru a verifica aceste liste. Și noi am spus, noi suntem de părere că aceste liste ar trebui să fie mai accesibile, în special concurenților electorali, pentru că aceștia să poată verifica autenticitatea, dar și numărul exact sau cel puțin să verifice informațiile atunci când sunt acuzații de acest gen. Atunci când ați solicitat astfel de informații, vi s-a răspuns că există niște argumente cu care vin... Problema este că noi nu sesizăm, deci noi nu venim cu sesizări. Noi avem un raport, după cum vă spuneam, se finalizează cu un anumit număr de recomandări, iar aceste recomandări sunt aduse la cunoștința autorităților. Noi ulterior nu mergem și nu așteptăm răspuns imediat în 30 de zile, cum prevede legea sau... Deci aceste recomandări sunt adresate autorităților, dar în același timp au și rolul de a fi utilizate, folosite de către concurența electorală, viitorii sau actualii, pentru ca să împingă lucrurile spre schimbările care le cerem noi și conform observațiilor noastre. Printre recomandări, înțeleg, exista și un punct care se referea la desecretizarea acestor liste. Da, deci noi am spus că este bine ca aceste liste să fie mai publice. Problema este că noi avem legea privind datele cu caracter personal. Și scuză universală. Este evident că această lege se aplică și în cazul listelor electorale și în acest sens legea încă nu a fost modificată. Da, vă rog, domnul Jadon, îmi pare că se face abuz de această lege, date cu caracter personal, deci la alegeri de ce avem nevoie, de fapt, de persoană legată de numărul personal și de o adresă. Punct. Deci care date cu caracter personal? Toate aceste date se regăsesc în toate facturile care le primesc toate persoanele, le sunt la poștă, la toate băncile și unde vreți. Astea nu sunt date secrete. Deci este doar un pretext pentru a îngrădi acest acces. Domnul Manole a venit cu o sugestie foarte bună. Am apelat și eu într-un fel mai mult așa din disperare la concurenții politici, pentru că ei sunt cei cointeresați în curățarea acestor liste, pentru a le aduce în conformitate. Deci, din aceste considerente, asta ar fi controlul reciproc. Este o metodă clară care ar conduce la curățarea acestor liste. Bine, domnul Râtu a adus acel exemplu în care s-a făcut chiar prin implicarea CEC-ului. Deci, printr-un proiect cu suportul IFES-ului care a finanțat, iată, 10% au fost curățate din liste care
fiind curățate și trimise ca liste deja curățate, se întorc ulterior iarăși la CEC, deja umflate și iarăși falsificate din de acolo. Vă dați seama, exemplu îmi pare extraordinar ăsta cu Basarabeasca. La 6.000 de locuitori avem 10.000 de alegători, de votanți. Deci marja de falsificare posibilă, bine, este de peste 50%, deci de la 6.050. La Procuratura Generală am scris în anul trecut, în ziua votării, am scris că acum, sunt nedumerit de creșterea explozivă, am scris eu, a numărului de legători. În Basarabeasca, 44%, nu era de depășit de 50%, dar 44%. Bine, eu vă spun Nistorien, acum că e peste Nistorien, 17%, da. Găgăuzia, 15%. Așa. Așa. Și aproape jumătate din raioane cu 9%. Și acum... Și procurorul pe nazi că se judecă cu noi, că noi nu avem dreptul să-i cerem lui, că el să intervine. Atât nu vrea să facă nimic. Nu, asta este clar în aceste condiții. Eu de ce zic? Concurenții electorali sunt cei mai cointeresați să aibă liste curate. De la CEC-ul actual chiar nu știu. Am văzut poziția asta betonă noi conduceri care... zice, chiar în interviu, da, avem 3.227.000 de alegători, 0.72, așa cum ați întrebat, și nu există nicio problemă. Noi, exact aceeași poziție care ați expus-o, noi le luăm din registrul de stat al populației. Iarăși, asta nu e nicio scuză și nicio explicație. Asta e o cifră absolut ireală, care nu poate exista în natură. Și am demonstrat asta prin numărul populației economic active și așa mai departe, care este reală, care e vie, pentru că e economic activă. Și am ajuns la estimări de la 2 la 2,5 milioane. Deci acolo e numărul alegătorilor. Nu poate fi mai mare. Punct. Deci explicația CEC-ului cred că deja întrece acea limită după care intervine răspunderea, nu știu dacă e administrativă sau poate posibil și penală după asta. Deci voi puteți date să-l luați din registrul de stat, voi puteți să umblați voi prin sate toate comisia să le curățați, dar legea spune că voi sunteți responsabili de liste, CEC-ul, și voi răspundeți pentru asta, ca ele să fie reale. Atunci când marja nu e jumate de milion, dar din 2005 e 1 milion, domnul Urâto, 2.200.000 la 3.200.000, marja depășește 50%, despre ce proces electoral în general vorbim noi în aceste condiții. Deci asta înseamnă că statistic mai mulți decât populație, asta sfidează în genere logică, bunul simț și tot ce vreți. Da, este o poziție, iarăși, să mă ierte juriștii, dar asta e justiția noastră. Asta e cifră oficială. Oameni buni, deci dacă noi apelam la cifre oficiale și ne bazam, slavă Domnului că există matematică, statistică în care se calculează. Și noi știm că soarele este la atâția kilometri de pământ și cântărește atâta. Că dacă ne spuneau juriștii tot timpul, sau politicienii mai în special, noi până acum credeam că pământul este plată, epitrei, balene și așa mai departe. Cât de mare este riscul fraudării alegerilor pe 30, deci, pentru... Eu vă spun că statistic vorbind, 30, rezultatul, dacă înainte, ziceam și eu că statistic se încadrează în marja de eroare, în 3-4%, împărțite la concurenții electorale, ele nu influențează în general. Acum, când avem o diferență de 50% de la numărul real până la numărul declarat de CEC ca unul oficial, atunci despre ce vorbim? Atunci rezultatul poate fi oricare. El poate fi cu 10% fraudat, cu 20%, cu 30%, cu cât vreți. Și în favoarea cui? Și în favoarea cui tot deja este clar. Deja. La Chiremu cui se află CEC-ul, registrul de stat controlat de același PD, procuratura care nu reacționează tot de PD și am ajuns în acest cerc din care nimeni nu poate să iasă.
domnul Manole dorea să intervină. Eu mă gândeam cum să formulez opinia mea. Eu, dacă îmi permiteți, voi fi puțin așa critic față de partidele politice, față de concurența electorală, în primul rând, dacă vorbim acum de campanie prezidențială. Cred că pe parcursul celor 25 de ani de zile, politicienii noștri sau cei care vor să vină la conducere, la putere, s-au deprins să doar să utilizeze niște slogane politice, dar nu să folosească litera legii, nu să se folosească de procedurile legale. Eu aici mi-am amintit și am luat cu mine mai multe documente pe care noi le-am elaborat și am venit și cu un studiu privind practica contenciosului electoral. Domnul Urât, ați fost prezent la acest eveniment în care noi am prezentat acest document. Spuneți-mi, vă rog, câte partide politice au fost la acest, acest eveniment? Trebuie să recunosc. Două sau trei, dar în realitate avem 40 de partide. Deci, ei nu sunt cointeresați să cunoască legea, să se organizeze pe intern, în așa fel încât să fie capabil să identifice fraudele sau abuzurile sau problemele. Ei nu sunt capabili să le facă analiză. De ce un ONG este capabil să facă atâtea lucruri, iar ei nu sunt capabili? Și eu ca alegător deja, nu vorbesc ca observator aici, dar vorbesc ca alegător. Pentru mine este foarte dificil să-mi dau votul pentru cineva care nu se poate organiza fiind în opoziție, fiind înainte sau dorind să preia puterea. Deci, din momentul în care tu nu ești capabil să te organizezi ca structură politică, ca partid, să ai toate aceste elemente, să lupți pentru putere, pentru că asta este, de fapt, misiunea lor. Să lupte pentru putere cu mijloace legale, nu în stradă cu armele sau cu pietrele, dar prin utilizând ceea ce permite legea. La noi partidele sunt interesate. Mă refer, nu vorbesc de toate partidele. Și atunci, noi avem 40 de partide. Acum intrăm într-o altă discuție. 44, dacă nu mă știu, dar vreau să vă spun, eu nu vreau acum să fiu avocatul lor, dar azi, în masa rotundă care a fost organizată la CEC, în cadrul ei, s-a vorbit despre restricții puse pentru unii, concurența unii pretendenți, unele partide, iată, au vorbit că ca să deschidă cont fond electoral, au trebuit să meargă la inspectoratul fiscal, să aștepte câteva zile, ce trebuiau să caute, nu găsesc lege, nu găsesc nu știu ce, pentru că se pierde vă câteva zile. Personal am fost sesizat de multe ori când la colectarea semnăturilor se spunea că este primarul noi sau că a pierdut ștampilă sau că nu știu ce și o să le pună alte ștampile. Ca, pe urmă, să zic că ce, că, uite, asta nu o luăm în considerare. Și multe alte, la bancă s-au dus tot așa. Deci, la unii care vor să respecte legea, le se pun impedimente, dar alții care merg așa ca cu tancul, iată cum azi s-a vorbit, același lucru, cum se fura de la bancă, exact aici cu voturile, același lucru se face. Azi a vorbit unul din, să zicem așa, fostul președinte a Comisiei Electorale Centrale și el spune că știți că, uite, SIAS Alegeri este așa un sistem care au doar câțiva oameni acces la el, chiar el personalul că nu are acces la dânsul. Fiindcă el comandă datele, lui îi spune, îi trebuie atât așa. Dar ceilalți membri, eu am fost mirat. Eu avem careva speranță că poate noua componență a Comisiei Electorale Centrale, după ce eu am făcut declarațiile respective, dar le-am făcut sincer, nu pentru că e comandă politică, pentru că vreau acum, la vârsta mea, să fac o schimbare care să fiu eu mulțumit acolo când voi fi în cancelarea de sus. Să știu că am făcut măcar ceva. Bun. Și ei acum încearcă să... Nu, tu adă-mi probe. Dom'le, dar tu ai încercat vreodată să te uiți în registrul ăsta. Nimeni nu știe. Dar ăștia 4 sau 5 oameni care stau, băieți care n-au nicio răspundere. Ei se numesc acolo funcționari în aparatul CEC, dar ce răspundere are el și în fața cui? Dacă atunci, în 2014, au schimbat 8 servere când s-au blocat. De ce? Ca să nu putem găsi urma schimbărilor pe care au făcut-o când votau 2 autobuze, 80 de polițiști în raionul Criuleni, îmblau de la secție la secție să voteze cu certificatele pentru drept de vot.
Și atunci eu am spus lui Ciocan, zic, eu am să ved, după ce o să aducă listele electorale cu semnăturile, noi să descoperim cine a votat de două ori, cine de trei ori și de câte ori. Și atunci, hai repede, blochează sistemul și duceți-o și votați fără asta. Iată ce s-o. Deci astea se întâmplă. Evident că unul singur nu poți face. Eu stric de mult de acum. Stric și sunt mirat. Că acum îți prinește același lucru. Cum ducea chetrarul, mi se pare. Zice, dar pe să cunoaște că când îți ducea administratorul de la bancă, îți ducea acasă, mergea pe la depozit și lua o geantă cu bani. Acum același lucru, dacă trebuie, te duci și îți dă un număr de voturi sub... la sfârșitul numărării. Da? Îți dă câte vrei. Nu să ajungă atâtea, hai, plătește și îți dă. Dar nu este normal. Trebuie odată și odată să închidem și asta. Vorbim mult despre bănci, dar nu vorbim despre ce unde se împarte puterea, care este și mai prețioasă decât banca ca atare. Vreau să mă întreb, domnule Manole, care este acuratețea cu care poate Promolex monitoriza alegerile în timpul, în ziua alegerilor, dacă există foarte multe suspiciuni că alegerile ar putea fi fraudate și poate sunt fraudate cu mult înainte de ziua alegerilor? Chiar dacă avem acoperire 100%, asta nu înseamnă că suntem toate secțiile ternici. Da. Deci vom avea observatori în fiecare secție de votare. Asta nu înseamnă că suntem atotputernici și nu poate să ne scape nimic. Noi avem un om care are în responsabilitatea sa contactul permanent cu toate partidele. Deci noi mergem către toate partidele cu același mesaj și aceeași rugăminte. Să vină și să ne sesizeze problemele pe care le identifică ei. Și după cum spuneam, dacă ei nu sunt capabili să vadă problemele care le... Și pentru că ei sunt mai des, ei cunosc mai bine ce a făcut celălalt sau alții. Și atunci noi trebuie să fim ajutați. Iar noi, descoperind acestea sau incluzându-le în rapoartele noastre, putem deja vedea dinamica. Și atunci este mai ușor și pentru organele electorale și pentru observatorii internaționali. Dar care este procedura de după? Care? Toate rapoartele pe care le primiți de la reprezentanții de la fiecare secție de votare, da. După aia sunt puse în oglindă cu raportul de la CEC. Sunt Vă referiți la rezultate? Și la procesele verbale. Procesele verbale. Deci noi, sunt verificate cu datele pe care le-a prezentat CEC. Fiecare observator are un chestionar. El răspunde pe parcursul zilei la aceste întrebări care sunt incluse în acest chestionar. Pe lângă acest chestionar care el îl transmite la Promolex, unde sunt incluse eventuale abuzuri, probleme, situații, mă rog... Au fost cozi, nu au fost cozi. Da, diferite. Deci observații de-a lui. Vine și procesul verbal, copia cu ștampilă umedă a comisiei către Promolex. Noi, deci, calculăm în paralel voturile. Deci noi avem, practic, rezultatele și le putem compara cu cele anunțate de către CEC. Este o metodă, dacă vreți, de verificare a... De numărare paralelă. Da. Vreau să vă întreb dacă la alegerile din locale trecute și la alegerile parlamentare din 2014, dacă existau diferențe mari între rapoartele primite, rapoartele dumneavoastră și cele prezentate nu de la CEC. Dacă era ceva foarte diferit, atunci am fi ieșit cu declarații și cu... Dar nu a fost diferit. Coincideau de fiecare dată? În mare parte, da. Deci au fost, noi am sesizat toate întrebările și problemele observate de noi, inclusiv numeroasele rapoarte care au fost, procese verbale care au fost întoarse înapoi spre a fi corectate, pentru că erau erori de calcul. Deci există o formulă, buletinele care au intrat în secția de votare, buletinele care au fost validate ca votate, buletinele de vot nevalidate, adică care nu au fost votate și tot așa. Deci există o formulă de calcul și de foarte multe ori aici putem vorbi și despre calitatea instruirii funcționarilor electorali din toată țara. Deci există foarte multe situații în care o simplă eroare de calcul obliga autoritatea electorală să întoarcă înapoi pentru verificare și pentru corectare. Aici există foarte multe probleme și sperăm foarte mult că de data aceasta CEC-ul va elimina această problemă, care de fapt se regăsește și în raportul nostru. Sau în raportele noastre. Eu vreau să vă spun că nu sunt așa erori de calcul, cum sunt tentative și nu tentative, dar fraudări.
Acum, dacă o să luați acele procese verbale pe care le-ați primit dumneavoastră de la observator și o să le comparați cu acele care sunt pe site acum... Credeți-mă că le-am verificat. Ia că o trebuie să faceți cu mine. Numai dacă dumneavoastră ați făcut schimb cu dânsile. Vă asigur, eu am probe. Nu, le-am verificat. Am probe, eu am făcut copii de pe cele care au fost publicate imediat. Am luat de la unele partide, de la unele organizații neguvernamentale, trebuie să vă spun că e departe de a fi ideal. Foarte mulți mi-au dat... Nu, eu sunt convins și la dumneavoastră același lucru. Că nu sunt toți 2000 de observatori, nu sunt toți ideali și deseori au stat așa tot în altă atenție. Deci nimic nu există ideal. Vă aduce un proces verbal cu niște cifre care nici pe departe nu seamănă proces verbal. Eu îmi pare rău că n-am văzut raportul dumneavoastră de astăzi. Deci eu n-am știut de acest raport, n-am văzut argumentele ca să pot să vin și eu. El a fost pe Facebook, a fost... Pe parcursul ultimelor exerciții electorale au fost identificate mai multe probleme și eu astăzi am stat să le numerotez, să le pun și eu pe o foaie și dacă e să... Deci tot ceea ce am notat e din ultimele trei exerciții electorale prin care am trecut. Deci, votul intenționat sau neintenționat în locul altor alegători, introducerea în listele electorale a persoanelor inexistente, false, fantome, persoane care nu există, de fapt, fraude electorale cu ajutorul urnei mobile, registrul electronic al alegătorilor fiind o problemă în general notată, și problemele persoanelor decedate din listele electorale, actualizarea, reactualizarea, periodicitatea actualizării listelor electorale și acuratețea acestora. Și există mai multe hibe pe care le are sistemul electoral și care dumneavoastră ați întocmit sau ați formulat niște recomandări CEC-ului în scrutinile trecute. Câte din ele au fost luate în atenția CEC-ului și au fost probleme, au fost câte... Haideți să vedem, spre exemplu, faptul că noi am insistat ca candidații independenți să fie puși în aceleași condiții cu candidații care vin din partea partidului. Deci s-a acceptat și acum avem acele 15.000 obligatorii și pentru membrii partidului. Asta a fost una din recomandările noastre. Deci sunt anumite lucruri care s-au mișcat pozitiv. Sunt alte lucruri care au rămas pe loc. Ideea sau sarcina noastră este să insistăm pe ele. Și noi facem acest lucru. Astăzi există o pleiadă de candidați independenți care nu sunt mulțumiți cu această inițiativă. Da, după cum spuneam, nu există nimic perfect. Nu putem să spunem că tot ce face CEC-ul este perfect. Sau tot ce face oricare alt organ sau chiar și Promolex-ul este tot perfect. Da, ne învățăm, da, mergem. Mă interesează totuși, să revenim la subiect, mă interesează ce se va întâmpla cu acești 240.000 de alegători care, despre care vorbea... De mai mult, de 350.000, 400.000, 500.000, așa, trebuie să apreciem... Vor fi utilizate, așa, modest, vor fi utilizate. Cine poate să sesizeze și cum se poate de făcut ordine, având în vedere că există asemenea pericole și asemenea provocări pentru scrutinul dintre ei? Aș face apel către alegători. Deci alegătorii să se verifice. Deci, în primul rând, avem această obligație pe care, de fapt, nu am observat niciun interes din partea alegătorilor. Iată, noi suntem 4 alegători aici. Care dintre noi s-a verificat? Deci, în listele electorale. Eu m-am verificat pe mine și pe mulți. Eu am primit acum mesaje din Italia. M-au sunat oamenii concreți. Deci, domnul Rit, de 141 de ori trebuie să introduc datele mele ca în sfârșit să mă înregistreze. El îmi spune așa că, zice, eu bănuiesc că e special. Deci s-a arată o cifră foarte mică comparativ cu interesul pe care îl manifestă diaspora. În alegerile din 2014 au fost numit 1800 de alegători care s-au înregistrat prealabil și acum tot 1600 și ceva. Deci se vede că nu o să crească mult. Dar de ce așa? Dacă oamenii sunt interesați, 100.000 spun că au dat de astea pleante pentru că, uite, să invite oamenii să se înregistreze. Dacă 100.000 cel puțin jumătate sau nu știu care din trânsii se verifică, dacă au primit pleantul acela. Faptul că noi ne verificăm sau bine, noi umblăm la alegeri la
de exemplu eu la aceeași mulți ani secții de votare, asta nu rezolvă problema, pentru că eu sunt în liste, da, problema este exact inversă, că sunt alții care sunt în liste, dar ei nu sunt în general. Deci, persoanele acum, fantome și persoanele decedate. Raisul Poftiv a făcut un exercițiu, da? A mers prin cimitir, a luat o listă, a confruntat-o și a zis, din 300 persoane verificate, 100 sunt cu drept de vot. Ce înseamnă asta? Deci o treime sau 33% din liste este falsă. Asta nu este, corespunde legii. Nu corespunde realității. Da, deci persoana care este decedată este în drept. Acum am iarăși. Reacția atâsut-o care este. Aceste liste sunt învechite. Da, ascultați-mă, eu încep deja să mă enervez. Nu mă interesează. Luați listele cele noi, așezați-vă în troleibusul spre Băcioi și mergeți acolo, faceți aleatoriu. Iată ce a arătat domnul Urât, un Basarabeasca. Peste 50% este diferența. Faceți în 10-20 de localități. Controlați niște liste în localități mai mici, în raioane. Și o să vedeți, dacă marja depășește 30, înseamnă toate listele trebuie date la gunoi și de început procesul din nou. Devenit, da, la registru cu degetul, dacă nu-i duce capul altfel, să facă... Recomandarea asta către cine? Către CEC. CEC-ul este unica instituție care este responsabilă și prin lege este abilitată să facă regulă în aceste liste. Altfel, ce calculăm noi? De fapt, dumneavoastră faceți numărătoarea paralelă și o confruntați cu numărul de voturi care vine la CEC. Din ce număr se socate el? Vă întreb, deci care este impactul legal la această situație? Da? Întrăm deja pe terenul dumneavoastră. Poate referendumul era perfect valid acela din 2010. Poate așa? Poate. Dacă nu era amflat acest număr. Poate. Deci se trecea peste 30% și așa mai departe. Deci în acest mod, orice scrutin în care listele sunt necorespunzătoare, dar sunt false, poate fi ulterior contestat, pus sub semnul întrebării și cu toată responsabilitatea care îi revine CEC-ului din această cauză. Pentru că vine... Eu mă întreb, dacă e să facem un simplu calcul sau un exercițiu ipotetic. Domnule Manole, dumneavoastră primiți de la reprezentanții din teritoriu rapoarte, deci tot matematica ar putea să corespundă perfect datele de la CEC care vin ulterior și sunt sistematizate cu cele de la Promolex. Acum e dacă e să luăm exemplul Babacliei sau a unei alte localități sau Basarabeasca. În cazul în care de facto sunt, să zicem, 6.000, dar în liste sunt 10.000. Se tipăresc anumite, un număr de buletine de vot, un anumit număr de buletine de vot și respectiv reprezentanții Promolex și reprezentanții CEC calculează până la urmă, să zicem, 8.000 prezenți la urnele de vot. Dar populația este de 6.000. Matematica are și corect. De fapt, avem o problemă. Cine verifică acest lucru? Matematic nu este corect, eu insist. Oficial, cum ne lămurește CEC-ul, tot este oficial. Deci eu tot aș fi paralel la asta. Cum s-a întâmplat, de exemplu, dacă la CEC vine procesul verbal semnat în alb, fără cifre? La dumneavoastră cum a venit, iată, din rezina acel care am vorbit despre noi, a venit cu cifre. Cum a putut să întâmple că un proces, dar nu e unul, acolo mai sunt, procese verbale semnate... Domnul Rot, eu cred că trebuie individual fiecare caz. Deci dacă acum eu nu pot să mă expun, pentru că nu cunosc problema. Este, ați găsit vreunul așa, că asta trebuie să începe... Deci în alb n-am avut niciunul. Respectiv, dacă la noi a fost semnat, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și atunci trebuia cazul acesta în mod individual examinat, cercetat, oamenii trebuia să dea explicații și atunci era să... Întrebare, iată, cine are interesul? Domnul Șoban a spus. Cum? Sau domnul Mici? Iarăși cine? Deci cum? Dacă... Iată, ne ducem procurorul care trebuie să vegheze respectarea legii. N-are interes? Judecătorul spune că dar tu nu ești partea cuvenită pe dosar. CEC-ul spune că lasă concurența electorală să facă. Cine trebuie să facă asta? Să fură banii, da? Să fură putere. O fură, o ia cine și cum vrea. Vine cu banii, plătește și știe cât vrea.
cât îi trebuie. Ce facem? Iată, domnul Cioban a ridicat de semne întrebarea asta foarte bună, mie îmi place, cu verificarea la în listă. Mi-a spus că fiecare cetățean. Codul electoral are un confuz. Articolul 38 spune că fiecare, dar acolo e vorba de registru alegătorilor, și spune că fiecare are dreptul să verifice informația numai referitor la sine. Da. E așa și se face acum. În articolul 40 spune că fiecare alegător poate are dreptul să verifice informația referitor la sine și la alte persoane incluse în listă. Eu am întâlnit foarte mulți oameni care au încercat să facă verificarea aceasta și lor s-au arătat articolul 38. Mi s-a spus că ai dreptul numai informația ta, că acolo îți dați caracter personal. Și dar în cazul în care există persoane care pur și simplu nu locuiesc, nu există în general, nume false, atunci cine le verifică? Corect. Dacă un vecin de cetat, eu încă pot să-l găsesc în listă când mă caut pe mine acolo și mă găsesc la o adresă apropiată, eu pot să mă adresez. Dar domnul Urât a spus cum se interpretează de către comisie această situație. Asta e o sesizare. Dar când este un nume fals, care e inexistent, sau normal că eu niciodată n-am să văd așa ceva. Sau în cazul în care aceeași persoană este trecută în listă de 2, de 3 ori sau de 50 de ori, cum s-au întâmplat la alegerile parlamentare din 2009. V-am spus la Băcioi și la Codru, respectiv 2000 de legători, primarul, secretarul de la primărie au venit și de la Codru și vin, domnul Rit, noi nu știm cine se ăștia. 2000 de legători spuși la noi din pod. Iată, în aceleași date care v-am citit eu, numărul de legători la Băcioi, asta numărul de populație, e 9800 și ceva, pot să vă spun cifra concret dacă vreți, dar alegători sunt peste 10.000, 10.090 sau așa. La Codru, respectiv, sunt 11.000 de locuitori. Da, și 12.000 de alegători. Și ei spun, uite, Codru, zice, domnul Urât, ajutați-ne să rezolvăm problema. Sunt 3.000 de persoane care nu știe nimeni în sat, în orășelul acela, nu știe cine sunt ei. Am chemat de la Registrul Populației, am chemat de la noi, de la CEC, am creat o grupă, la Băcioi și la Codru au luat câte, nu știu, 9-10 oameni, au numit pe străzi. Tu mergi, iată, și verifici la fiecare, e ca o spește. I-au scos. Am pus, le s-au plătit la membrii din aparatul CEC, le s-au plătit suplimentar ca să trebuie un lucru enorm de făcut. Vă închipui, 3.000 de oameni. Ca înainte de alegerile din 2014, domnul Ciocan să anuleze tot lucrul ăsta printr-o hotărâre a lui. Mai avem timp puțin, din păcate, pentru această emisiune. Concluziile urmează să le facem. Dacă e să vorbim despre scrutinul din 30 octombrie, la alegerile prezidențiale, care este riscul fraudărilor sau cât de mult s-ar putea frauda alegerilor? Există temeiuri reale să bănuim că aceste alegeri ar putea să fie fraudate, să existe același carusel, aceleași persoane fantome și cifre desenate în procesele verbale? Caruseluri, persoane fantome, asta se întâmplă la toate alegerile și dar asta se încadrează iarăși într-o marjă oarecare. Deci noi vorbim acum de problema asta a listelor. Eu aș vrea să vă întreb cine beneficiază de această marjă. Care pe mine cine controlează secția de votare, același beneficiază de... Nu, secția de votare, cum o zis Stalin? De această... Cine numără, da? Numără voturile la CEC. Corect. Chiar și atunci când nu este competența CEC, iată, în alegerile locale, trebuia consiliile să sistematizeze. Nu știu de ce procesele verbale s-au adus la CEC. Deci dacă nu exista acest interes obscur, normal a guvernării care are pârghiile de control asupra cecului, asupra registrului, asupra mai multor instituții,
probabil că nu era nici interes să existe aceste cifre absolut eronate. Bine, au fost cifre până în 2001, până în 2005, uitați-vă, 2.200.000, ele chiar scădea cifra. Deci în 94 era 2.300.000, pe urmă a mers în scădere până la 2.000.000. Acum, ea în 10 ani s-a umflat cu 1.000.000 această cifră. Înseamnă că interes există. Deci eu încă o dată afirm că pozițiile astea pseudo-juridice, pentru că asta nu e o poziție argumentată juridică, că mi spune că este o cifră oficială pentru că noi o luăm din registru. Deci există calcule și eu zic, slavă Domnului că există matematică și noi știm exact ce și cum și din cauza asta avem telefoane, mobile și așa mai departe. Da, dacă am rămâne numai la chiremul cecului, am umblat în opinci cu sulița până acum. Domnule mandat. Eu regret ca jurist să vorbim despre aceste fraude, despre aceste potențiale fraude. Dar iarăși, societatea civilă își face treaba. Noi monitorizăm. Noi altă sarcină și altă putere nu avem. Noi doar observăm, monitorizăm, analizăm și informăm populația, informăm actorii despre problemele respective. Mai departe, dându-le acest fanion în mână, trebuie să meargă ei mai departe. Ce avem noi? Avem că mass media, după cum am spus, își face foarte bine treaba. Ați menționat aici despre investigații jurnalistice foarte bune, foarte relevante. Iarăși, partidele nu sunt capabile să preia mai departe, să ducă în instanțele de judecată. Ce aș vrea eu, ca cetățean, în primul rând, aș vrea ca în fiecare partid să fie un nucleu de juriști, un centru prin care oamenii, bine, simpatizanții lor sau cetățenii simpli, să le sesizeze aceste probleme. Pe lângă faptul că aceste probleme sunt sesizate către observatorii independenți, către societatea civilă, dar să fie și către partide. Iar partidele să fie cele care se luptă cu armele juridice, să meargă în instanțele judecată, să depune toate demersurile și atunci noi ca observatori vom veni și vom spune, dintr-o mie, din 10.000 de plângeri, de demersuri, de în instanțele de judecată, adresări în instanțele de judecată, cel puțin jumătate ar fi fost relevante, ar fi fost adecvate, ar fi fost justificate. Și atunci, punând pe cântar acest număr mare de plângeri, sesizări și un număr mare, spre exemplu, de elemente vizibile, care, acuzații care după asta apar, am putea face niște statistici, am putea spune foarte clar că alegerile sunt sau nu sunt corecte, au fost sau nu fraudate. Regia, dar așa doar acuzații fără... Ne mai acordă câteva minute. Eu aș vrea să întreb totuși despre acești 2.800.000 înscriși sau atribuiți pe circumscripții electorale și acea cifră despre care se tot vorbește că a crescut foarte mult de la ultimul scrutin din 2014 până în prezent, cifră care se ridică până la 1.000.000. Ați văzut, a comunicat cineva cu dumneavoastră dintre partide până că există un număr foarte mare, un număr care a crescut ireal sau că există suspiciuni, dubii, cum a crescut această cifră? Asta și e problema, după cum vă spuneam. Noi riscăm la următoarele alegeri parlamentare peste 3 ani de zile, da? Să vorbim despre aceleași probleme. Dacă noi le vom lăsa doar în rapoartele Promolexului și partidele nu le vor prelua. La următoarele legeri nu o să mai puteți să vorbiți, nici nu o să ne permite aici să ne aflăm. Dacă vor merge lucrurile în continuare așa, eu azi am spus în cadrul ședinței de la CEC, că dacă vor merge lucrurile așa, cum a explicat azi un portavoce a PD-ului, zmâncit din scăldătoare, mi se pare băiatul ăsta, și el a explicat că, uite, partidul lor așa e de bine organizat, că ei în 3 ore au putut să strângă. Păi zic, ei pe 29 octombrie va ieși același tânăr și va plasa pe pagina lui Facebook, va plasa că, băi, dacă voi sunteți proști, atât noi deja am câștigat alegerile. Încă înainte de ziua votării. Ziua votării pe 30 va fi. Dar ei vor declara, fiindcă sunt ghite orice. Oamenii de acum nu mai au niciun... Eu, în funcția în care am fost vicepreședinte, de când, și cu experiență foarte bogată de lucru la Comitetul Helsinki. Și eu nu pot schimba lucrurile. Eu vorbesc de 2 ani și nimeni... Iată, parcă
Absolut, statul ăsta este fără stat. Adică, în mod normal, nu trebuie să așteptăm că partidul, cum spuneți dumneavoastră, da, ar fi normal ca partidul să fie cel care primul ridică problemele. Dar dacă un cetățean ridică problemă, procurorul este obligat să verifice în ce măsură este întemeiat și dacă este întemeiat ceea ce spune urâtul, atunci se tragă la răspundere pe cel care este vinovat, dar dacă eu am spus minciuni, se mă tragă pe mine. Dar nu putem noi ține 2 ani, declarăm și oamenii, acum se întreabă, băi, bine, alții spun, dar ce nu-i spus mai înainte, dar cât mai înainte? Din 2014, eu tot într-una spun că acolo se fraudează și masiv se fraudează. Iată, azi am propus. Lasă Comisia Electorală Centrală să publice măcar datele referitor la numărul delegători. Statistica de informații referitor la cetățeni, da? Da. Registrul de stat a populației, publică aceste informații. De ce noi trebuie să aflăm din niște hotărâri, zicem așa, ale CEC, când doresc ele publică, da? Iată, au publicat acolo niște informații pe raioane. Dar de ce eu să nu am în fiecare localitate? Lasă să fie așa cum sunt la registru sau la statistică, să mă uit să văd câți alegători sunt aici. Dacă și nu mă înșel, CEC-ul a comunicat astăzi că numărul exact al alegătorilor va fi comunicat chiar în ziua alegerilor. Și asta este o zicem așa, o eroare sau o inducere în eroare. Într-adevăr, așa au făcut. Dar în mod normal trebuie să iei cu 22 de zile înainte de ziua votării să tipăresc listele electorale. Iată, atunci trebuie să comunice cifra. Câți au fost? După aceea, dacă cineva își schimbă reședința, s-a schimbat domiciliul, ceva, deci ei se scriu deja cu pixul în liste. Nu se scriu tipărit. În anul trecut au fost retipărite listele, dar ei trebuie să fie scris. Cât de mult se schimbă regulile jocului electoral în cazul care chiar în ziua alegerilor se publică numărul? Nu, conform legii, dacă nu greșesc, cel puțin 3 zile mai devreme de ziua alegerilor. Deci, cel puțin, s-ar putea să fie cu o săptămână, cu două, cu 3 zile mai devreme, oricum, nu în ziua alegerilor. Nu cred că este probabil deci, ceva greșit. E în conformitate cu legislația, cu codul electoral, fiindcă la fiecare secție de votare, în ziua alegerilor, la ora 7, se așează, este ședința biroului și ei constată, fac un proces verbal. Am constatat. Alegători pe listele electorale de bază sunt atâția. Scriu un procesul verbal. La secție dată. Buletine de vot am primit atâtea. Procesul este îl semnează toți membrii și îi dau drumul primul document în urna de vot. Hai să se duce primul document în urna de vot. Și seara când vor deschide, nu se vină președintele cum acum ne vine președinte. La momentul de față, legislația spune că CEC-ul trebuie să transmită listele electorale către autoritățile locale. Cu 22 de zile așa. Înainte. Ele vor fi trimise la locurile, deci la primării. Da. Primăriile au obligație să verifice aceste liste. Nu au obligație. Să verifice și nu să actualizeze. Nu, primăriile sunt excluse. Eu nu știu de ce acum se mai păstrează încă în codul electoral funcția aceasta, că CEC le trimite la primării, dar primăriile le dau la biroul electoral. Deci actualizarea deși legătura între CEC și birourile electorale sau consilii este mai strânsă decât cu primăriile. Din câte și ele ar trebui să fie excluse. Poate de asta și apar aceste, zicem, denaturări în listele electorale, pentru că s-au trimis listele electorale, s-au trimis la tipografii să fie tipărite, tot tipografiilor le s-au dat ștampilele, ca ei să le confirme, dar atunci ce control am eu ca membru CEC dacă tot se face la tipografie? Din păcate, timpul și cel suplimentar s-a scurs. Eu vă mulțumesc, discutăm după culise. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei, ne revedem mâine la aceeași oră. Toate bune!